Ce importanță mare are meciul de mâine pentru What is important have the game tomorrow for us, for the team? It is important, okay. You know, sometimes it's very difficult to make the players to find motivation in one game who actually they are not interesting about the standing. Este uneori foarte greu să le captezi atenția și motivarea jucătorilor pentru un meci care nu mai contează în privința clasamentului final. Especially from the time when we finish in fourth position. Mai ales din timpul, din moment ce am terminat cu siguranță pe locul 4. The good for us, the last game of the season is against Craiova. We can find a little small motivation because it's Craiova, Dar cu Jiu. Este bucurător pentru noi că ultimul meci, acest ultimul meci al sezonului este împotriva celor de la Craiova și putem găsi un pic de motivare prin prisma duelului Craiova-Târgu Jiu. For me, the most important tomorrow is we given time to the players who until now they didn't play a lot. Și pentru mine este important faptul că mâine le putem acorda câteva minute și jucătorilor care nu au jucat foarte mult până acum. And especially we finish the game without any other injury because we have very, very big problems in this moment in the team. Și special să terminăm meciul fără alte accidentări pentru că avem foarte mari probleme în acest moment în echipă. Without Tal, without Clement, without Omer Tal. Fără Tal Calpeles, fără Clement, fără Omer Tal. We have very big problem, especially in the practices. The practices in the last 2 weeks is not quality for this reason because three very good players is out. Avem în primul rând probleme în ceea ce privește desfășurarea antrenamentului. Antrenamentele nu sunt la fel de calitative în aceste ultime două săptămâni pentru că trei jucători buni sunt accidentați. And our preparation is not so good like what I want. And for me it was one of the reasons for the bad game we have in Mediaș. Și pregătirea noastră nu este la fel de bună așa cum eu mi-aș dori și pentru mine a fost unul dintre motivele care au dus la un meci mai slab la Mediaș. Of course we're going Craiova to finish the season with victory. Bineînțeles, mergem la Craiova să terminăm sezonul cu o victorie. But then for me the most important about the game tomorrow is we finish without help, without any injuries and we given time to the players who didn't play until now. Dar încă o dată pentru mine cel mai important mâine este să terminăm meciul sănătoși fără niciun fel de alte accidentări și dacă se poate să oferim minute jucătorilor care au jucat mai puțin până acum. Care este programul după acest meci? What is the program after this game? After this game for the team? We have 3 day offs. Anyway, the players they need this thing and they are extremely tired. Avem 3 zile libere, în orice caz jucătorii au nevoie de aceste zile, sunt extrem de obosiți. The players who go in All-Star game on Sunday. Sunt jucătorii care merg la All-Star game de duminică. The others they make practice here in Târgu Jiu. Ceilalți vor rămâne pentru antrenament aici la Târgu Jiu duminică. And from Monday, because they come back and all the injuries, we start our preparation very seriously and with quality practices for the playoffs against Pitești. Iar de luni, pentru că vor reveni și accidentații, vom începe pregătirea noastră foarte serios și atât de calitativ pentru meciurile dificile din playoff cu Pitești. Our very big target is we go in the semi-final of the championship. Ținta noastră principală acum este să accedem în semifinalele campionatului. I believe if we want to make this thing, we have to win the first 2 games in our court. If we make this, we have very big advantage. Și cred că pentru a realiza acest lucru trebuie să ne câștigăm primele 2 meciuri de pe teren propriu. Dacă vom reuși, vom avea un avantaj important. The team is enough strong to go in the semi-final, to go in the finals, to fight for the championship. We'll see, but I want we take step by step, and the first step for me is the most difficult step. Echipa este destul de puternică pentru a accede în semifinale, poate chiar în finală se lupte și pentru campionat, însă trebuie să luăm lucrurile pas cu pas și pentru mine cel mai greu este prima rundă cea cu Pitești. Suntem favoriți să mergem mai departe în partea. We're favorite against Pitești to pass. We are favorite because we have the advantage of the court. I believe we are a better team than Bidesti, but this is don't mean anything. They don't confer us to go in the semifinals. We have to improve in the court and we show this thing. Suntem favoriți pentru că avem avantajul terenului propriu. Principal, poate suntem și o echipă mai bună decât ei, însă asta nu ne conferă cu nimic accederea în semifinale. Trebuie să ne îmbunătățim jocul și să arătăm asta pe teren. This is what I want, is I have all my players in the court. If I have all my players in the court, I don't afraid about anything. Tot ceea ce îmi doresc este să am toți jucătorii valizi. Dacă se va întâmpla acest lucru, nu mi-este frică de nimic.
Ce este mai important? Final Four-ul în campionat sau Final Four-ul din Europa? What is the most important? Final Four in the Euro Challenge or semi-final in the championship? For me, I want we play in the final of the championship. Here, I want we fight for the championship. Anyway, we want to play in next year in Euro Challenge. We have to go minimum in the semifinals of the championship. Of course, and Euro Challenge is very big challenge. I mean, in Turkey will be very big games. But okay, I want step by step. It's very difficult to answer now what is the priority. Anyway, from the beginning, the priority is the championship, because I believe we have the abilities to fight for the championship until then. Pentru mine, foarte important ar fi să ne calificăm în finala campionatului, să ne putem lupta pentru titlu, însă și Final Four-ul din Europe Challenge este o provocare foarte mare. În Turcia vom avea două meciuri cel puțin interesante, însă este greu acum să spunem care este prioritatea. Am spus-o de la început, prioritatea rămâne campionatul, însă vom lua lucrurile pas cu pas și ne vom lupta pentru fiecare dintre ele. La prima participare în campionatul românesc sunteți antrenorul uneia dintre selecționatele All-Star Game. Cum vedeți acest lucru și cum vedeți și faptul că Energia are patru jucători din România? In your first year in Romanian Championship, you are one of the coaches in the All-Star Game. How do you see the situation and what do you think, because Energia have four players there? Okay, this is, for me, have to have a partner, because a partner deserve this year. For me, it's the best player in two positions in the league this year. In Euro Challenge, make very good games, and in the Romanian league, I think it's not fair will be not there, but anyway, the fans vote anyway. This is in show the abilities of the team. I don't speak about me anyway. I'm not a fan of this All-Star game. I never like this, but because you go there and you play up and down, I don't like too much this. But okay, of course, and for me, it's good about my career. But it's more important about the players because it's like to receive something, but. Something back from what they give until now in the season. I said many times we have to give the congratulations in these players. This is they make. I don't believe to have a lot of teams to make in two competition with this small roster, and it's very good for the club. I think we have the most player in the All-Star game than other teams, I think. Steaua have two or three and we have four, something like that. And this is good for the club. În primul rând, aș vrea să menționez faptul că și Porter Trup ar trebui să fie acolo. A avut un sezon extraordinar, atât în campionat cât și în Euro Challenge. După părerea mea, este unul dintre cei mai buni jucători pe poziția lui. Însă nu eu hotărăsc acest lucru, a fost decizia fanilor și așa mai departe. În ceea ce mă privește, nu sunt un mare fan al acestor meciuri. Este mai mult cuunarea muncii jucătorilor. Este rodul muncii pe care au depus-o. De multe ori am spus că trebuie să oferim felicitări acestor jucători pentru eforturi și munca care au depus atât în campionat cât și în Euro Challenge. Este îmbucurător și pentru clubul nostru, pentru că suntem echipa care are cei mai mulți jucători nominalizați pentru acest All-Star Game. Numai Steaua cred că are undeva la 2 sau 3 jucători, noi avem 4. Astfel că este o imagine bună atât pentru noi, ca și club, cât și ca și oraș. Tal va putea participa? Tal, he can play in the All-Star Game? Yes, I tell him I wait to come back on Saturday from Israel. He go there for therapy. Okay, anyway, I am the coach there. I control for some minutes ago because anyway, he deserved to be there. So, okay, but without to risk anything. Așteptăm să se întoarcă din Israel sâmbătă. A mers pentru o terapie la el acasă. În orice caz, eu sunt antrenorul acolo, eu controlez minutele care le petrec jucătorii în teren. Cu siguranță vom introduce câteva minute pentru că merită acest lucru, însă fără a ne asuma niciun risc. Vi s-a propus să continuați la Târgu Jiu. Do you have a proposal to stay here for one more year? Care este opțiunea noastră? What is your option now? I said to Mr. Dan and to Mr. Podescu, I want to finish the Euro Challenge first, the Final Four, and after I will decide. This is what I confirm to the committee. From the time when I stay in Romania, I stay in Târgu Jiu. There isn't the possibility to go somewhere else in Romania. And for me, the biggest possibility is to will stay
except if we have, if I have one offer very, very much better than this, the offer from Energiat was very good. If I have something better in the highest championship, maybe I will see then. That's why I said to the committee to wait after the Final Four. But I believe we continue for the next season. Am discutat cu conducerea clubului și cu domnul Companaș și cu domnul Bădescu. Le-am spus că o decizie finală voi lua după Final Four. Am primit o ofertă foarte bună. Le-am confirmat faptul că dacă voi rămâne în România, singura echipă pe care o voi antrena va fi Târgu Jiu. Însă există posibilitatea de a nu continua aici doar dacă voi primi o ofertă mult mai bună decât cea care am primit-o până acum. De aceea am și spus că aștept acest Final Four. Însă cred în posibilitatea de a continua la Târgu Jiu sezonul viitor. Do you have some other offer right now? Yes, until now we have one offer from Greece, but it was very less from First Division, but it was very less about the money. Da, am o ofertă din prima ligă din Grecia, însă este mult sub din punct de vedere financiar. Less, I mean, is the, if we compare with the offer here. Sub, dacă comparăm cu oferta care am primit-o aici. There are some problems in the team with the bonuses or something. No. Until then, one of our success in the team in this moment is because everything about the financial is okay. The bonus, okay, we can take it after 1 month and the end of the season is not... actually, this year you have to know this thing, and the players and me as a coach, the last thing we're thinking is the money. We have in front of us a lot of challenge. And the last thing we're thinking is the money, and I want you to know that. Unul dintre aspectele pozitive care ne-au dus la acest rezultat în acest sezon este faptul că din punct de vedere financiar totul a fost la zi, totul este în regulă. Ceea ce privește bonusurile, le putem primi și după o lună, le putem primi și la finalul campionatului, nu este o problemă. Trebuie să știți un singur lucru, că atât jucătorii cât și antrenorii, ultimul lucru la care s-au gândit au fost banii. Am avut niște provocări foarte mari în fața noastră în acest sezon, astfel că motivarea financiară a trecut pe planul 2.